Zeci de mii de turiști au luat drumul litoralului în această mini-vacanță de Paște și 1 mai. Destinația favorită pentru tineri a fost Vama Veche, acolo unde terasele au fost deschise toată ziua. Anul acesta, spiritul de libertate al Vămii a fost umbrit de pandemia de COVID-19, ce a făcut ca turiștii să se împartă în două categorii, cei vaccinați și precauți și cei care înfruntă virusul fără nicio măsură de siguranță. Aglomerație ca în zilele bune în Vama Veche, în mini-vacanța de 1 mai. Cu o singură diferență. Distracția care de obicei se petrecea seara s-a mutat în miezul zilei din cauza restricțiilor cauzate de pandemia de COVID. E prima oară când venim în Vama, deci da, e cam aglomerat pentru perioada asta de pandemie. Da. V-ați vaccinat înainte? Da. Avem și teste făcute să nu fie nimic în regulă, deci nu e... Am văzut că aveți și mască. Da. E obligatorie și pe plajă și în apă. Da, mie mi se pare normal să fie, mai ales dacă nu stăm apropiați, aș prefera să nu fie... Dar văd că pe plajă stă lumea mai răsfirată, deci este ok. Printre măsuri se numără și purtarea măștii pe plajă, o condiție pe care numeroși turiști par să o aprobe. Cum vi se pare măsura măștii în apă și pe plajă? Probabil că e excesivă, dar mai bine mai mult decât prea puțin. Este destul de aglomerat aici, bă, e frică, să spun așa, v-ați vaccinat? Suntem vaccinați, nu ne e frică, așa că facem exces de zel și purtăm și mască. Măsura asta cu masca în apă și pe plajă, e cum e, excesivă, e ok? E foarte ok, pentru că e arhiplin pe aici, din câte vedeți, și mi se pare normal să purtăm masca. Momentan necesară măsura, dacă mă întrebați pe mine. Ați reușit să vă vaccinați înainte să veniți? Doar prima doză. Nu toată lumea a purtat însă masca în vamă. Unii turiști, mai tineri sau mai bătrâni, fac apel la spiritul libertin al stațiunii. Venim în fiecare 1 mai aici și acum că s-au mai relaxat oricum restricțiile, am venit aici. Cum vi se pare măsura cu masca pe plajă și în apă? Cred că nu îi se pare nimănui o idee bună, dar e ok. Și vreau să vă spun să fiți liberi. Demascați-vă, dați-vă jos chiloții și fiți liberi pe tărâmul fericirii. Vă pupăm!